Poliția i-a prins pe doi dintre cei trei deținuți care au evadat marți de la penitenciarul din Goian. Minori au fost găsiți într-un foișor de pe malul râului Nistru, în satul Buciuș, raionul Rezina. Cei doi au fost duși la Inspectoratul Raional de Poliție pentru a fi audiați. Oamenii legii îl caută și pe cel de-al treilea fugar. Deținuții au furat noaptea trecută un automobil dintr-o gospodărie din satul Pohorniceni, Orhei. Poliția încă nu a găsit mașina. Primul automobil furat la Ișnovăț a fost găsit abandonat. Potrivit poliției, deținuții au furat noaptea trecută o mașină albastră de model Opel Astra, produsă în 2007. Socrul proprietarului automobilului ne-a spus că bărbatul lăsa des cheile și actele în vehiculul parcat în curtea casei. Ea că am cunoscut și urmele, cum am împins-o. Dacă urmele astea cunosc, cum am împins. Că așa era aici, parcată și se mi-a costărit știgar pe acolo, ea. Și pe acolo s-a tot încoace în o gradă și cred că aș fost mai mulți, nu mai fost unul sau ei. Și pe urmă împins-o în drum și de acolo în drumul ăla de la vale și s-a dus. Nu s-a auzit niciun zgomot nică. Asta undeva a fost în jurul de la ora 10 până la ora 12, 43, 50, așa a fost. Nu s-a auzit că ne-am trezit porțele deschise și mașina noi. Poliția a fost chemată imediat ce proprietarul a descoperit că a rămas fără mașină. A venit poliția, s-a uitat, a fotografiat, urmele că așa erau ieșite, dus și acolo, pe pavărul acela, s-a dus de vale și ieșite pe malul rotul, s-a dus. Da, dar de pe malul rotul, nu știu, că acolo e podul. Și ori la Orhei s-a dus, ori la Slen, dar aici e dus, în părțile astea. Contactat telefonic, proprietarul mașinii ne-a spus că avea în automobil acte și bani. 1700 de lei, nu mai țineți precis, cam așa. Nu am mai avut niciodată nimic, câte mașini am avut, nu s-a mai întâmplat nimic niciodată. Documentele, pașaport român, strahovcă medicală germană și tot așa mai departe. Când n-am la moment, de atât nici nu s-au zis. Locuitorii din Pohorniceni spun că după acest incident vor fi mai prudenți. Mai încuiat porțele, mașinile. Dumneavoastră când parcați, lăsați cheile în mașină sau le luați în casă? În casă, nu. Noi ne protejăm. Da. Dar cum vă protejați atât cum? Nu, cum? Aveam lumină electrică pe brejor. Încuiem noaptea portele și așa mai departe. Altceva cum se protejează? Am o poate tot de așteptat, poate așteptat. Eu încui poarta și ce să mă tem. Când n-are și înfrănie, de Dumnezeu nu mai ne-i frică. Dar de ăștia, dacă ei sărași, așa zi pe am ajuns la... și închiși iară să vină să furi, nu știu de ce să vă spun, cred că nu sunt într-o familie ca lumea. Primul automobil furat de minori în satul Ișnovăț, Criulene, a fost abandonat și deja întors proprietarului. Automobilul de marca Volkswagen a fost restituit proprietarului fără careva defecțiuni tehnice însemnate, la fel careva bunuri care se lipsească din automobil, la fel nu au fost depistate. Mașina furată din satul Ișnovăț a fost găsită la miezul nopții aici, pe strada Nistreană din orașul Orhei, de către angajații Ministerului de Interne. Cel mai probabil deținuții au abandonat automobilul după ce au depistat că o anvelopă a fost spartă. De aici până în satul Pohorniceni, unde cei trei au dat din nou lovitura, sunt 20 de kilometri. Cei trei deținuți au evadat marți noaptea pe fereastra din baia penitenciarului numărul 10 din Goian. Unul dintre ei era condamnat la 2 ani și 7 luni de închisoare pentru furt. Altul la 1 an și 4 luni pentru furt și pungășie. Cel de-al treilea a primit 10 ani de pușcărie pentru viol, furt și comiterea tâlhăriilor. Aceștia riscă pentru evadare până la 3 ani de închisoare. O informație de ultimă oră, oamenii legii tocmai au anunțat că l-au găsit și pe cel de-al treilea deținut evadat din penitenciarul Goian, într-o pădure din localitatea Țipova. Cu alte detalii vom reveni mâine pe parcursul edițiilor ale primelor știri. Noi continuăm acum.